fetele și băieții veverițe. Tabăra veverițelor pentru fete, venim! Leu, parte! Trebuie să ajung la tabăra veverițelor pentru băieți. De-abia aștept să mă duc la pescuit. Eu vreau să not. Excursii! Caiac, canoe! Repede, repede! Cine rămâne la urmă este un fraier. Nu că e înfricoșătoare, profa Belinkov? Da, e oribilă. Nu e stare nici măcar să treacă strada. Mi-a fost profesoară în clasa a doua, 2 ani la rând. Bună ziua, veverițelor! Eu sunt noul vostru lider. Unde este doamna Schissel? N-ați auzit? Îi învață pe cei din grupul ei cum să arunce securea. Din păcate, când strângea securile, a uitat să le spună copiilor să nu le mai arunce. Cine va dori să o viziteze la spital va primi o insignă a milei. Oh, este doamna aceea cu cârja. Nu vreau să pierdem mașina. Nici măcar nu eram sigur că anul ăsta o să merg în tabără. Știu sigur că o să-mi pună un șarpe în pat. Ești în siguranță? Anul ăsta o să vină și Nil. Vine Nil? Am scăpat! Băieți, anul ăsta o să ne distrăm minunat. Lacul e plin de pește și am astupat toate găurile din canoe. Băieți, o să vă muncesc din greu. O să ne cățărăm până în vârful muntelui Geronimo. Super! Grozav! Meserie! O să explorăm peșteri. Meserie! E bine! O să mâncăm scoarță de copac. Și cum am uitat care dintre ele este otrăvitoare, o să vă las să le gustați pe toate și o să vedem care dintre voi cade. E super! Îl avem pe Nil Foodley cu noi în excursie. O să lăsăm pe el să guste. Domnișoara, Sisol mi-a spus că secretul pentru a fi un bun conducător de grup este 1. Să nu stai cu spatele la un copil cu secure și 2. Să fii organizat. Așa că ridicați mâna când vă strig. Am o listă aici. Stați puțin, pe undeva. Bine, cine mi-a luat lista? Credeți că o să primiți o insignă pentru hoție? Lăsați o baldă, asta e trupa mea, eu conduc! Mamă, când pleacă mașina? Miroase a transpirație. Iubito, vrei să deschid o fereastră? Nu, vreau să mă întorc și să stau cu tata. Nici vorbă. Știi, acum o să pleci cu mine și o să recuperăm timpul pierdut. De aceea m-am oferit voluntar ca lider de grup ca să putem petrece timpul împreună. Așa că treci în mașină! Mă întreb dacă au cumva insigne pentru cei care vor supraviețui unui lider excentric. Oh, uite pe Penny. Hei, Penny, vrei să stai lângă mine în mașină? Tu nu renunți niciodată? Să stau lângă tine? Sigur. Ha! Cei care ajung ultimii vor sta chiar lângă Doti Salivă. Să ne grăbim, o să luăm scaunele din spate. Mie mi-e rău de la mașină, trebuie să stau în față. Oh, și eu la fel. Mai bine te duci să-ți lași bagajul și opresc eu locurile. Ha? Este locul lui Penny. Penny o să stea aici, chiar aici lângă mine. Ne vedem luni, mami. Și nu l-asculta pe șniții. O să mănânce din carnea aia de capră, chiar dacă îi place sau nu. Bună, nen, vrei să-ți dau cu insecticide pe picioare? Nu, mersi, am făcut asta acasă. Bine gândit. Locul ăsta e ocupat. Mersi, nen. Nu, nu mă refeream la... Ce părere ai despre nu se văd? Cum? Ce? E vorba despre insectele alea mici care te mușcă și care nu se văd. Asta e perfect. Singura problemă este să nu inspiri insecticid, așa că ține-ți respirația. Transpirație, ce miros urât. Oh, groaznic, mai bine stau în spate. Stai, vin și eu cu tine. Nu, nu, înțeleg, tu vrei să stai cu Polly. O să-mi găsesc un loc. O să stau cu fata cea nouă. Nici vorbă. Cred că nu o să treci de inspecția din tabără. Nu-ți face griji, o să-ți împrumut cârpa mea de șters pantofi. Hei, șofer, vezi semnul de stop de acolo?
Ai văzut ce scria pe el? Stop! Nu poți să-l ignori! Nu poți să nu observi că stai pe o pernă! Ai ceva probleme? Ha? Ha? Nu trebuie să-ți fie rușine! Unchiul meu Gustav a stat odată pe un stup! Haideți! Să facă cineva schimb cu mine! Vă spun, este loc și la bagaje! Vă rog frumos, trageți pe dreapta puțin și o să mă trăs până acolo! Bun! Uite cum faci! Strânge o găleată mare de alune de pădure, flori de bumbac, 3 picături de salivă de oaie... Și cum e tabăra asta? Cer albastru? O grămadă de copaci? Un lac mare? Toalete separate? E, nu știu, n-am mai fost niciodată! Mamă, n-am ajuns? Nu încă, iubito, peste vreo 2 ore! Dacă tot avem timp, hai să vorbim despre cum o să-ți decorăm camera! Vrei o culoare albastră ca cerul sau galbenă ca untul? Neagră. Sau roz, sau verde, iarbă proaspătă. Roz sau verde? Dacă vrei. Culorile astea mă fac să văr. Vreau negru. Vrei negru? O să-ți dau eu negru. Un sarpe. O să ne oprim puțin? Ei, nen, ești cam plictisită. Știi cum să faci să treacă timpul? Alla balla portocala, alla balla portocala. Domnule șofer, lăsați-vă să cobor, vă rog, încetiniți și o să sar. Perfect, toată lumea. Alla balla portocala, alla balla portocala. Suntem aici. Hei! Unde sunt canoile? Unde sunt caii? Unde sunt toaletele? Penny, stai! O să fim colegi de colibă! Stai sus sau jos? La sânga! Nu, la dreapta! Părul meu! Stai! Ai încurcat undița vărului Ludi! Înțeleg! Vrei să stai în cameră cu Polly? Nu-i nimic, te înțeleg! Nu, Penny, nu pleca! Vrei să fii colega mea de colibă? Fabiola! Nu ai fost prima mea alegere, dar din moment ce mă vrei atât de mult, ia-mă! Gata, băieți! E timpul să ne distrăm! Cine vrea să înnoate? N-am mai notat niciodată într-un lac. Încă nu sunt un foarte bun notător. Nicio problemă, tu o să fii salvamarul. Ți-am observat accentul. Ești cumva din Alabama? Haide, iubito, suntem aici, e timpul să ne distrăm. Nu-mi place aici. O să îndrăgești locul ăsta, o să ne distrăm. Da, vei să nu. O să mergi cu barca și o să te cațeri pe munte. O să-mi faci o parâmă ca să arăți tuturor că mă iubești. Domnule Tim? Ți-am spus să te relaxezi. Dacă o să-i vezi căzând a treia oară, iei o vâslă, iar eu... Știu asta! Dar iată! Mașina intră în lac! Nu intrați în panică! Avem nevoie de cineva care să pună frâna de urgență. Care dintre voi a câștigat anul trecut medalia pentru cel mai iute alergător? Am prins una bună! E atât de confort! Bună, colega! Dacă ți se face frică în timpul nopții, poți să vii la mine sus. Mai, dar ușor te mai sperii. Și chiar vreau medalia pentru cel mai bun coleg, așa că o să schimb camera cu tine. Dar îmi place camera mea, nu vreau să o schimb. Bine, sincer vorbind, m-am gândit că toată lumea vorbește despre ușa aceea fioroși și camera mea este departe de ușa. Fac schimbul! Cum toată lumea vorbește despre urși aceia flămânzi. Bună, Penny! Bună, Nancy! Pa, Nancy! Stai! Unde te duci? Fac schimb de camere. Am auzit că sunt urși pe aici și vreau să las pe cineva mai bun să scape. Sunt egoistă. Vreau să câștig medalia pentru cea mai bună colegă. Hei, Nen, e bună ideea să ne mutăm mai jos. Tare de tot, colega. Artur, mai repede. Noi mergem să ne notăm. Haide, pune-ți odată slipul. Schimbă-te repede.
Păi, luați-o înainte. Nu trebuie să mă așteptați. Nu ne deranjează să așteptăm? Cum vreți, dar știți, eu lucrez la diploma mea de identificare a norilor de ploaie și sunt aproape sigur că o să vină o ploaie destul de urâtă. Așa că dacă vreți să apucați să notați, mai bine... Haideți, băieți, grăbiți-vă! Cine rămâne ultimul e un pămpălău! Norii ăștia nu sunt de ploaie! Ce cauți aici? Nu vrei să noți deloc? Sunt învoit! Am un bilet de la mama. Nu-mi place când copiii încearcă să-mi dea slipul jos. Deci, o să stai pe aici? Da, știi cum se scoate guma din păr? Eu nu am probleme din astea. Nu mai funcționează? Biciclete! Noi! Noi! Basket! Notăm! Bine, bine! Ce vreți să faceți mai întâi? Canoe! Da, da, da! Bine, toată lumea alinierea și... Prea cald. Nu, nu este! Așa e! Da! Da, vreau caiac canoe! Știți, Melanie a spus ceva foarte important. Să nu faceți congestie cerebrală. Să-mi amintești să-ți ofer medalia pentru sănătate și siguranță. Alte sugestii? Să notăm! Yeah! Da! Yeah! Prea frig. Pot să-l sun pe tata să vină să mă ia? Alte sugestii? La pescuit? Să ne cățărăm? Prea murdar, prea ciudat. Următoarea sugestie? Olărit! Nu! Nu-mi displace asta. Bleu și galben, preferatele mele! Este pentru ziua mea? A lui tata. Dar ziua mea e mai devreme. Știu. Plecați cu toții! Cățărare, pescuit, canoe, murtar, urât, nu-mi pasă! Neil, te asigur că nu e niciun șarpe în sacul tău de dormit. Wow! Vezi? Nimic! Acum nu e nimic. Bine, băieți, 5 minute până la stingere. Gata la culcare. Haide, ești gata de culcare? Sunt gata. Nu ești încă, nu te-ai schimbat. Și nici nu o voi face, e foarte frig aici. Sunt 25 de grade. Nu la mine în pat. Stau sub o gură de ventilație. E foarte frig aici. Și v-ați trezit, somnoroșilor. Ați ratat jumătate de zi. Deja am făcut gimnastica de dimineață. Mă antrenez pentru medalia celui mai bun alergător. Foarte bine. Cred că ai alergat vreo 6 kilometri. Desigur. Perfect. Acum încă 10 și îți primești medalia. Te cronometrez, dar tu să ai destulă apă. Următoarea medalie se acordă lui... Bușteanul ăsta e prea tare. Penny Grant pentru olărit. E atât de plictisitor. Următoarea îi se acordă lui. Eu când o să primesc o medalie? Niciodată! Nu primești medalii pentru că ți-ai nebunit mama! Altfel ai avea 50! Următoarea medalie e pentru alergări. Arthur? Uh.
Bună treabă, Artur, și... Stai! Tot tu primești premiul iarba otrăvitoare. Aha, nu. Asta este medalia pentru supraviețuire. Medalia pentru supraviețuire în sălbăticie? Cred că va trebui să-ți petreci o noapte pe munte cu un singur chibriș și un morcov. Medalia pentru supraviețuire în sălbăticie? Cred că aș încerca. Ei bine, va trebui să mă urmărești până în vârful muntelui pentru asta. Nu e minunat? Noi și natura petrecem o noapte afară sub stele. Da, este extraordinar. Dar știi ce este și mai extraordinar? Hotelul ăla de acolo. Sunt sigură că putem închiria o cameră fără gândaș și putem comanda pizza. Oh, termină! Știu că de-abia aștept să sap după larve și să le frici pe foc. Larve? Ce păcat că sunt la dietă acum. Dar tu poți mânca în timp ce vom discuta despre lucrurile distractive pe care le vom face împreună când ne vom întoarce acasă. Cum ar fi să dormim când la una, când la alta acasă, să hotărâm la ce colegiu să mergem, să deschidem un birou de avocatură împreună. Soții noștri și cei mai buni prieteni vor avea grijă de copii, în timp ce noi ne vom susține cazurile în fața Curții Supreme. Iată cina. Bine, o să vorbim mai târziu. Îmi pare rău, n-am găsit niciun fruct de pădure. Iar mi-e foame. Și mie, n-am putut mânca larva aia. Și larvele au drepturi. Cred că va trebui să mâncăm ce avem în sacii noștri. Am mâncat pe drum ce era în sac. Dar ce ai crezut că o să mănânci când o să ajungi aici? Nu m-am gândit. Păi, știi că aș împărți. Dar este delicios. Dar nu o să ai parte de plăcerea supraviețuirii. Știu că vrei să câștigi medalia singură. Bineînțeles că vreau. Dar cred că sunt în stare să renunț pentru un biscuite. Mi-e frig și mi-e foame. Și când o să vorbim despre firma noastră de avocatură? Poate mâine. Acum chiar trebuie să mă culc. Ești sigură că n-ai și pentru mine un loc? Sigur că am. Dar nu vreau să te scutesc de plăcerea de a-ți construi singură un adăpost. Cred că până la urmă o să mergem la colegii diferite. Sunt obosită și încep să mă gândesc din ce în ce mai mult la larva aia. Mi-e frig și... Nu! Nen, tu ești! Nu! Arăți puțin șifonată, dar sub fața asta se află nena mea. Și tu ce cauți aici? Și ce ai de mâncare? Nu o să găsești nimic aici. Ai mâncat tot? Nu, am aruncat-o. Asta înseamnă supraviețuire. Vreau să văd până unde-mi sunt limitele. Totul până când o să simt că toate organele mele se vor opri, iar oasele se vor sfărâma, ha? Ha? Sună distractiv. Și ești sigură că nu mai ai nimic de mâncare? Nu pot să dorm, îmi trebuie liniște. Întotdeauna am cânt înainte de a dormi. Înainte număram oile, dar apoi am început să le recunosc și asta mă ține atreață. Unu șniții, doi blinchi. Ieși afară de aici. Dar eu am construit adăpostul ăsta. De aceea se face că ai trăit atât de mult. Poli, nu. Ți-am spus să pleci. Ești enervantă. Nu e amuzant. Și când te-ai spălat ultima dată pe dinți? Și termină odată cu cântecul acela lituanian. Mă calcă rău de tot pe ne... Dar nu înțeleg. Nici nu trebuie. Doar fă-o. Asta am înțeles. Hei, băieți, știți ceva? Am văzut un lup de lemn pe lângă canoe. Wow! Trebuie să văd asta. Și eu! Să mergem! Picioare! Și în final am marea plăcere să acord medalia pentru curaj a taberei veverițelor lui Nancy Francis. În fața pericolului a înfruntat un urs feroce, făcându-l să plece de lângă prietenele ei. Cu curaj l-a făcut pe urs să urmărească și prietenele ei au scăpat.
Da, cam asta s-a întâmplat, dați-mi medalia. Gata, toată lumea în mașină. Vreau o medalie. Unde e medalia mea? O să-ți dau eu o medalie.